Aproximativ 30 de agricultori și 80 de tractoare au protestat pe străzile din Iași împotriva guvernului. Organizatorii marșului cer despăgubiri pentru calamitățile culturilor din primăvara anului 2020 și întârzierea plății procentului rămas de plată pentru culturile de toamnă din anul 2019. Suntem deci în situația în care pentru culturile agricole din primăvara anului trecut nu s-au acordat niște despăgubiri care fuseseră promise de către ministrul agriculturii, domnul Oros. A fost al treilea protest și cel mai vizibil. Primul a fost pe 4 martie la Iași și al doilea pe 24 martie la București, în fața guvernului. Asociația Grânarii numără 120 de membri fermieri din județele Iași, Suceava, Botoșani, Neamț, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați și Buzău, care lucrează o suprafață de peste 450.000 de hectare. Printre cei prezenți la proteste este și Cristian Stoica, care deține o fermă de 50 de hectare în comuna Ieșeană, Gropnița. Ne-am alocat timp și resurse pentru a veni astăzi la prefectură și a transmite mesajul nostru. Vrem aceste despăgubiri care au fost promise și de care avem foarte mare nevoie.